Gata? Încep filmările. Sirena. Ciao. Ok, hei, sunt aici la e 9 dimineața, dar m-am trezit la 6 fără nu știu cât, 5-4 și ceva. Azi am trezit toată casa de la ore de astea dubioase pentru că m-a apucat pe mine nebunia. Mai exact, am găsit eu o piesă și o tipă de la The Voice UK care cântă o piesă și m-am uitat eu atent așa și mă rog, cântă iar la pe aici. Genială piesa. Parcă văd că toată lumea o să intre iar acum și o să zică Tequila Manu's aici. Can't broke me here. Și am luat aceste screenshot-uri cu ea, Cody Frost. Și piesa se numește Cody Frost. E îmbrăcată într-un fel de rochio, bluzo, hanoraco, chestie. Iar eu m-am gândit că o vreau, o vreau și nu există. Îmi doresc din suflet chestia asta ce poartă ea. Și așa entuziasmată eram și am sunat-o pe mama și i-am zis: mama, m-am îndrăgostit de o bluză care nu există. Bravo, mami! Dar contează asta, important e că are pe glugă 1000 de milioane de acei de siguranță. Are dungi din acei de siguranță. M-am gândit eu ca un youtuber deștept ce sunt, apelez la alt youtuber care se ocupă cu așa ceva, adică Mariposa, pentru că are canal de handmade și să facem bluza. De ce să nu facem o colaborare și să facem bluza să existe, pentru că mi-o doresc atât de mult. În episodul ăsta o să vedeți cât de departe pot să mă duc eu pentru o chestie de asta, când mi se pune pata pe ceva. Are un canal de handmade și ea poate să facă orice din orice cu mâini și atât. Te bucur că te-am trezit la o oră de genul ca să facem o bluză? Da, da, chiar sunt foarte entuziasmat. Dacă o faci de două persoane, e perfect. Mai știți că am fost la F64 și am primit placa asta de la Marius. Se ocupă de noseandtail.ro. Are un site de plăci și mi-a dat gen să testez placa asta și să mă plimb cu ea și e minunată. M-am dus la 5 dimineața să fac cumpărături de la magazin. La magazin no shit bie. Bum! Și murdăria dispare. Arată așa minimal. Acum hai să ascultăm comercială. Haide, hai la Mariposa. Ce bun. Neața, Hico, neața, neața, neața. Am fugit, te pupăm. Ia uite, mă, cum ne așteaptă, mă! Salutare, gărgăuni! Da, v-am povestit eu cu bluza, cu dăstea, cu m-a apucat care, de nebunie. Care, de fapt, e rochie, dar ea îi zice e bluză. Fucking bluză, e un hoodie de la mare. E o rochie! E un hoodie până la genunchi! E o rochie! Abici, nu, frate, nu e păi de până la genunchi! Păi, rochie sună a ceva elegantă, până la te duci până la magazin, până la să iei pâine. Cu bocanci și... Cum o cheamă? Cody Frost. Așa, frate. Da. Păi, da, mă, frate, nu e cam brată, nu e nimic, e așa, un sac. E un, da, un sac, dar e rochie. Da, e un, și mare și glugă, e hoodie toată ziua, e mare. Păi, e hoodie de rochie, n-am, frate. Bine, trebuie să terminăm cumva, stai. Materiale, materiale, pisici, pisici, pisici. E pe grupul ăla mișto. Cât vă dau? 3? 3, vă rog. Ce dubios. Da, mai uite cât de chestii niște, uite, da. Și da, din piele și din aur. Ce ai, mă, frate? Bă... Uite, uite, pantaloni. Ce de chestii, pantaloni. Da. Îmi fac borsete. Deci de asta e super drăguță. De borsete e super drăguță. Aici dacă se ține. Păi îi pui în tăritură înăuntru. Nu știi, mă, frate, normal. Tu știu. Normal. Deci 3000 de bucăți de acid de siguranță. Ia, ia, unde sunt ele? Uite-le aici. Sunt împrăștiate. 3000 de bucăți acolo în cutii. Și materialul. 3000 de bucăți. Nu știu cum o să prindem noi 3000 de bucăți de acele de siguranță. Da. O să ne înțepăm de 1000 de ori. Nu știu să prinzi acele de siguranță? Ba da, doar că o să, chiar o să ne înțepăm de 1000 de ori. Da, da, cel puțin. Da. Deci, acum suntem la Mariposa, ca să am văzut la mama ei, mi s-au luat măsurile. Urmează să mergem la Mariposa acum. Bluza e în producție. Acum mergem pentru o promisiune de demult. Da. Deja mi-au dat culorile în ochi. Lumini blană ai! Da. Wow, îmi plac softbox-urile, sunt mai mari ca ale mele, te urăsc pentru asta. Ai o grămă... Acum un an, i-am promis că-i fac o căciulă, pe care i-a pierdut-o. Mi s-a furat. Pe care, bravo. Bravo. Yeah! Și aceeași căciulă mi-am făcut-o și mamă. E aici, deschid-o. Are și mitul. A, ce mișto e. Pe aia pe care am pierdut-o și-am făcut-o și mai mare și mi-intră și dreadurile în ea. Se-mi fac în pisică. Mo. Dar era de vulpiță, mă? Mă, stai puțin că sunt suferic de vulpe. Păi vulpe era aia. Da, vulpe era. Doamne, ce drăguț. Samantha, clar, ce drăguț. Mulțumesc.
Camera. E căciuli. E căciuli. Protejați-vă cu căciuli. Telefonul de la șineau. Ești nebun? Da, e pentru telefonul meu. Ce caterincă. Ce? Asta e triploc industrial. Adică ăla care subtriază marginea la haine. Și acolo e mașină care coase drept. Nu am nicio idee ce se întâmplă. Da, la descoperă. Asta e de făcut gem. Ce? Ca să... Da, pe bune, opresc calculator, televizor, telefoane. Și... Și le citești. Uite ce combinație mișto. Una cu apa. Deci e super, wow. The next day. Am adormit. Ieri am adormit. Am fost la mama Mariposei care spade... Da, boss. Mamă, frate, stai. Filmăm vlog în vlog. Vlog în vlog. Mamă. Da, bine, știu, becul. Mamă, frate. E bluza gata. Scuze dacă nu s-a auzit bine până acum, nu pusese microfonul. Mama Mariposa și Mariposa mi-au luat măsurile pentru bluza asta, ce au fost. Da. Dar pe canalul ei aveți aici un card. Nu, de fapt, într-un colț aici e un card. Da, 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 cardul. Am venit acasă și am lăsat-o pe ea să se ocupe de ăstea. 3000 de ace de siguranță. Am rămas folosit 400 adică 2000. Adică 2000 de ace de siguranță, dar am cumpărat 3000 de ace de siguranță. Ah, restul să rămână pentru mami tău la bluza aia. Și facem o cruce. O să-i placă blană. Ia, uite bluza, uite bluza. A, și piesa e super mișto. E genială, uite. Deci da, bă, identică să-mi dau cu da, da, deci mamă, frate, uite, uite. A, aici am văzut care e acea de siguranță da. Și am zis, mamă. Dar știu că nu mi-am dat seama cum ne-a prins, ia stai, sune mami tomată. Sunt fucking Cody Frost. Nu cred. Deci eu nu cred. Sunt exact măsurile, doamne. Te lasă-mă să iau în brațe, mor. Eu nu cred. Copil fericit, gata. E foarte, foarte tare. Vedeți să atingem și noi. De până azi, 2000 de aici. Nu, 2000? Da. Wow. Da. Deci, wow. Nu mai îmi trebuie ace de siguranță 5 ani de acum încolo să mai ai. Serios? Felicită persoană și eu e Mariposa. Yeah, și ne vedem mâine, logică mâine. Okay. Mâine la ea și data viitoare la mine. Clar. Okay, ok. Bye!